Am lucrat cele două pătrate, am să-mi pregătesc niște marcatori, am aici. Am primit acest suporțel de la Carmen, de la Carmen Kniz și pe această cale vreau să-i mulțumesc. Am niște marcatori foarte interesanți. Am să pregătesc marcatorii. Am lucrat cele două pătrate. Pentru mine a fost necesar, numărând din interior, fără acest punct din mijloc, merg așa pe diagonală și numărăm aceste găurele, 24 de rânduri. La mine un pătrat nu are alb, acesta va fi spatele și cel în care am introdus cele două rânduri cu alb va fi fața. Mai am un rând la față. Voi merge de jur împrejur cu modelul meu până termin rândul. Și ne întâlnim la final de rând. Mi-am poziționat în așa fel cele două pătrate, încât să am firul cu care am terminat să fie într-o parte, de la primul pătrat, iar celălalt fir în cealaltă parte. Am lăsat firul cum să zic, nu l-am tăiat, ca să pot să finalizez aici la umeri. Am pus parte peste parte. Voi merge cu un fir de la un pătrat pe o prima parte a umărului, pe un umăr și cu celălalt fir voi veni pe celălalt umăr. Dar mai întâi am să delimitez cu un marcator și m-am gândit eu așa că ar fi bine să merg de la acest spațiu. Am să-mi pun deja marcatorul aici, la colț. Am prins colțul, de asemenea celălalt colț. Vom merge cu câte 4 pentru a introduce capul, cred că este suficient. Deci voi merge cu 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ar fi cam așa. Iar acesta să vină pentru cap. Vom veni cu croșeta. Deci am să delimitez aici de la colț. Voi avea acest spațiu, acest spațiu, 1, 2, 3. Deci cumva în al patrulea spațiu de la colț, 1, 2, 3, 4, voi pune marcatorul. De asemenea și în acest, pe celălalt umăr, 1, 2, 3. Și iarăși voi pune marcatorul. Va fi un spațiu mai larg. O să vedem ulterior dacă mai facem ceva la gât sau rămâne așa. O stil bărcuță la gât. Voi merge pe fața lucrului cu croșeta. Cu firul care mi-a rămas, voi merge pe fața lucrului cu croșeta și am să încep în felul următor. Voi lua o dată de aici și o dată de la celălalt rând, cum ar fi un punct alunecat.
Mergem așa până închidem umărul, ochi cu ochi. Am să scot acest marcator. Și iată cum va fi. Arată foarte bine această încheiere. O să tai firul mai lung și o să-l introduc în lucru ulterior. La fel procedez și cu celălalt umăr. Voi lua tot așa fiecare ochi în parte, închiderea aceasta cu punct alunecat, am finalizat și al doilea umăr, tot așa voi tăia firul mai lunguț puțin și îl voi introduce în lucru ulterior. Pe partea laterală, unde va trebui să fie mâneca, am să număr, mă ghidez după aceste găurele mai proeminente, mai vizibile și voi număra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opt, nouă, și în al nouălea spațiu voi pune marcatorul. La fel voi face și în cealaltă parte a mânecii. Putem pune un marcator și în capătul de jos, pentru că ulterior capătul de jos va fi închis. Avem două variante. Putem merge circular cu mâneca sau putem merge doar din capăt în capăt și mă tot întorc. Ideea mea ar fi ca să fac o mânecă stil fluture, adică pornesc cu mânica largă de sub braț, apoi tot voi scade la fiecare rând, am să scad atât pe o parte cât și pe cealaltă parte, în așa fel ca mâneca mea să se strâmteze ușor. Și am să merg cu două fire. Mai exact, pentru că mai am doar o bobină de Havana, am să folosesc și firul style și o să merg un rând cu style și un rând cu Havana, un rând cu style, un rând cu Havana și am să scad în fiecare rând la început de rând. Voi merge cu un picioruș dublu mai puțin și am să vă arăt mai exact cum. Mai întâi îmi delimitez și cealaltă laterală cu marcatori, ca să mă asigur că am marcat exact și am delimitat de unde și până unde trebuie să lucrez.
Îmi plac foarte mult marcatorii. Mulțumesc, Carmen. Sunt foarte fain. 9. Da. Și am să mă prind cu croșeta. Voi face piciorușe duble în fiecare spațiu. În acest spațiu vom face două piciorușe duble. Și iarăși câte un picioruș dublu în fiecare spațiu. Două piciorușe duble în spațiul acesta, picioruș dublu. Două piciorușe duble. Două piciorușe duble în spațiul acesta. O să merg așa până la sfârșitul rândului cu câte un picioruș dublu în fiecare spațiu, iar în spațiul acesta unde am aceste găurele mai proeminente, câte două piciorușe duble. Eu am decis să merg cu mâneca circular până la urmă. Deja am închis aici, m-am prins cu un punct alunecat și vin cu firul style la următorul rând. Introduc culoarea albă, ridic trei ochiuri de lanț și voi merge la sfirul verde în spate, în spatele lucrului, și voi merge cu acest fir. Deci voi face primul ochi, voi ridica cele trei ochiuri de lanț, după care o să fac o scădere, adică voi introduce în felul acesta în două piciorușe duble anterioare și fac un singur ochi și un singur picioruș dublu, după care merg cu picioruș dublu în fiecare ochi până la sfârșitul rândului, când voi face iarăși o scădere, pentru că va trebui să merg cu scăderea atât de o parte cât de a mânecii
și atunci o să fac scădere și la început de rând și la sfârșit de rând cu aceeași culoare, după care schimb culoarea și așa voi face mânica, doar cu piciorușe duble și tot scăzut la fiecare rând, atât la început de rând cât și la sfârșit de rând. Voi merge așa până la sfârșitul rândului. Când aproape se termină rândul, să vă arăt cum a făcut eu scăderea de sfârșit de rând. Am ajuns aproape la sfârșitul rândului. Mai am 3 piciorușe duble anterioare, de fapt 3, chiar 4. Voi face un picioruș dublu. Aici am să scad, am să iau un jeteu, trag o buclă prin primul spațiu, trag o buclă prin al doilea spațiu, iau prin toate 3 și prin cele 2 bucle, am făcut o scădere și mai fac aici un picioruș dublu exact în acest spațiu. Iar aici voi face un punct alunecat ca să unesc cu primul picioruș dublu anterior alunecat. De fapt, aici vreau să schimb culoarea. Aici vreau să schimb culoarea. Am să las această culoare în spate și voi lua firul verde și fac punct alunecat cu firul verde. Și voi trage de acest fir alb. Eu de regulă le mai răsucesc o dată, ca să fiu sigură că mi ține bine 3 ochiuri de lanț și voi face la fel. Am luat un jeteu, trag o buclă prin primul picioruș dublu anterior, mai trag o buclă prin al doilea, toate 3. Fac o singură buclă și apoi o buclă din cele 2 și voi merge iarăși cu picioruș dublu în fiecare ochi până la aproape la sfârșitul rândului, când iarăși voi face aici o scădere la fel. Voi merge așa cu scădere și voi merge așa un rând cu firul Havana, un rând cu firul Style, un rând cu firul Havana, un rând cu firul Style, întotdeauna având grijă să fac această scădere până voi ajunge la un număr de ochiuri care să-mi permită lărgimea de aici, pentru că eu voi lucra până la cot. Până la cot vreau să lucrez această mânecuță. Și o să merg așa până ajung la acea. Voi proba mereu, voi proba ca să-mi ajungă scăderea aceasta să vină la numărul acela de ochiuri, să-mi fie lejer, dar în același timp să se strâmteze, să dăm acel aspect a mânecii fluture. La fel voi proceda și în cealaltă parte a mânecii. Eu am să vă spun, am să lucrez și am să vă spun, am să vă las toate detaliile, cam câte rânduri am lucrat la mânecă. Dumneavoastră o să ajustați în funcție de cum doriți să fie mânecuța dumneavoastră, dacă vreți să fie mai lungă sau mai scurtă sau poate chiar dreaptă, dacă doriți să fie dreaptă, atunci veți merge cu un număr mai puțin de ochiuri. Dacă vreți să fie mânecuța dreaptă, atunci o să mergeți cu
În funcție de cum vă vine dumneavoastră mai bine, eu mi-am dorit foarte mult să fac această mânecă fluture, pentru că firul Havana și firul Style, care au cam aceeași compoziție, având în compoziție viscoza, este un fir mai greu și cade tare frumos și pe corp și se așează, adică pur și simplu îți respectă liniile corpului fără ca tu să lucrezi cu anumită răscroială. Și de aceea mi-am și dorit ca această mânecă să fie așa și sper din toată inima să fie și să ajung la produsul acela pe care eu mi l-am dorit și pe care l-am văzut așa, ca să zic, l-am vizualizat din start când am avut firul în mână. O să lucrez mânecuța și o să revin cu toate detaliile atunci la momentul potrivit. Am lucrat mai exact 21 de rânduri, deci 21 de rânduri, adică un rând verde, un rând alb, un rând verde, un rând alb, un rând verde, un rând alb, tot așa, scăzut la început și la sfârșit de rând, cum v-am spus, și apoi o să revenim în partea a treia a tutorialului nostru, când am să finalizez bluza și am să vă explic ce am lucrat în continuare la mânecă și cum am realizat scăderile. Până data viitoare vă spun la revedere și nu uitați că magia stă chiar în mâinile noastre!